Inspectoratul Școlar Județean a făcut publică lista posturilor didactice vacante rezervate pentru anul 2015-2016. La nivelul unităților de învățământ din județul Botoșani există sute de astfel de posturi. În perioada 17-19 februarie vor fi depuse cererile pentru completarea normei didactice, cereri care se vor înregistra la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Ședința publică pentru ocuparea posturilor va avea loc luni, 23 februarie, ora 12, în aula Colegiului Național Atelaurian.